Doamne ajută, iubiți din cioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă misiune Drumuri Spirituale. Prima, să spunem, de după, iată, sărbăturile de iarnă. S-au încheiat, a fost frumos, a fost bine, ne-am bucurat, ne-am hrănit duhovnicește în aceste mari prasnice. Am punctat asupra aspectului de hrană duhovnicească. Hrană pe care, de fapt, o vom continua, sperăm, pentru a ne întări și duhovnicește, nu doar trupește, pe parcursul întregii noastre vieți, de altfel. Acestui scop se vin și misiunea noastră. Astăzi, singur în studio, vom căuta împreună cu dumneavoastră să ne hrănim din cuvintele duhovnicește ale Sfinților Părinții. Însă, ca să nu fiu singur, dacă aveți pe parcursul emisiunii vreo întrebare, fie la subiectul propus și discutat, fie orice altă întrebare, ne puteți suna la numărul de telefon 0726 898 322. 0726 898 322. 0726 898 322. Telefonul este afișat iată și pe ecran aici. Am arătat bine. Pentru hrana cea duhovnicească am ales așa o bucătărie tare iscusită. Este o colecție pe care Părintele Pimen, Dumnezeu să-L odihnească Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a făcut-o, a cules de aici, de acolo. De fapt, marea majoritatea a cuvintelor duhovnicești Cuprinse în aceste broșuri de înaltă Sfinția Sa, editate în 2014, ele sunt luate în marelor parte din proloage. de acum cunoscutele proloage care cuprind vieți de sfinți și cuvinte de folos. E, aceste cuvinte, iată, sunt adunate în fascicule pe luni. Suntem în ianuarie, apelăm așadar la broșura de pe ianuarie. Un cuvânt al cărui titlu spune, zic eu, destul de puține din cele ce sunt cuprinse, de fapt, în adâncimea acestuia. El se intitulează cuvânt ca să nu o sândim pe nimeni. Însă, cred că vom învăța mult mai multe decât acesta, a nu o sândi. În zilele împăraților Leon și Alexandru, secolul 99, început de secol 10, 886-912, un domn oarecare din Peloponez a cumpărat un copil, tânăr de neam, tătar de neam și l-a dat preotului ce-i în biserica din casa lui ca să-l crească și să-l învețe carte. Am să mă opresc puțin aici, pentru că se poate să șocheze unele dintre lucrurile pe care le-ați auzit până acum. Un domn, oarecare, din Peloponez, a cumpărat un copil. Încă aveam, iată, până și în sfârșit de secol nou, început de secol 10, reminiscențe ale epocilor vechi, oamenii aristocrați, oamenii avuți, oamenii din alta societate aveau această posibilitate să cumpere ca sclav pe unul sau pe altul, ajuns la îndemâna vânzătorilor de sclavi în diferite moduri. Ei, astfel, oamenii cu capacități financiare aveau pe de o parte, această posibilitate să-și cumpere sclavi, dar am mai auzit o idee aici: l-a dat preotului ce-i sluja în biserica din casa lui ca să-l crească și să-l învețe carte. Preot care sluja în biserica din casa lui, da, bine, nu vă închipuiți o casă cu câteva camere, casa unui domn din Peloponez se înțelege un domeniu în, această, în acest areal marii aristocrați aveau pentru că nu locuiau acolo doar ei cu familia. Un aristocrat avea o pleiadă de servitori, avea robi, avea foarte mulți oameni în prejurul lui. Oameni care formau o comunitate. Și această comunitate, pe iată de acum creștină, avea un slujitor, un preot. Aveau și preot în comunitatea aceea. Casă, înțelegându-se practic, iată, comunitatea al cărui, el, al cărui cap era acest domn Pelopones. Însă, mai îmi atrage atenția un alt aspect. L-a dat preotului ca să-l crească și să-l învețe carte. ce rău a putut să-i facă unui rob. Nu l-a luat să îl robească, ci l-a luat să l elibereze, să l crească și să l învețe carte. Iar după ce se deprinsese, copilul slujea preotului la trebuința lui. Ce trebuia preotului? Un ajutor la slujbă, să aprindă lumânările, candela, să Pregătească candelele, să pregătească cădernița, să îl însoțească în momentele ritualice ale slujbelor, cu lumânarea, cu cădernița. Mă rog, situații de genul acesta. Iată, pe semne preotul, semnalase acestui domn din Peloponez nevoia de a avea un ajutor, s-a dus, a găsit un copil, l-a adus pe acela la. Scos din robia aceea chinuitoare și l-a dus într-o situație cerească, îngerească, putem să o numim. Și când era el de 12 ani, copilul acela, l-a întrebat pe el stăpânul lui: Oare tătarii creștini sunt? Iată, informația încă era, încă circula cu a nevoie. Un domn, la statura lui, dacă ar fi avut informația așa cum circulă astăzi, ar fi știut că majoritatea tătarilor nu sunt creștini. Și a spus lui Banu stăpâne al meu nu sunt creștini. Încă după cât mi se pare nici eu nu sunt botezat. Deja Iată, știa câteva lucruri. A fi botezat, a fi creștin înseamnă să primești un botez. Era, deci, deja bine instruit, bine format de către părintele respectiv. Și a zis lui stăpânul. Acum vine un pic șocul. Apoi, cum te împărtășești, nefiind creștin? Se împărtășea copilul, nefiind creștin. Eu se socoteam că tu ești botezat, și pentru aceea n-am oprit pe preot să-ți dea Făcătorul de viață, trup și sânge al Domnului nostru Isus Hristos. Iată, avea și o oarecare autoritate firească până la urmă în casa lui, acel stăpân, însă s-a strecurat din neștiința stăpânului o eroare. Vedem acum cât de mare și în ce scop. Și i-a răspuns copilul, eu, stăpâne, n-am știut că ar fi trebuit să fi fost botezat ca să se poată împărtăși. Nu știa acest lucru. Și, cum vedeam pe alți copii împărtășindu-se, așa și eu mă împărtășeam. El, iată, aparținea copiilor era copil dintre copii. Și atunci, dacă ei, ceilalți copii, făceau așa, și el s-a simțit îndreptățit să facă asemenea Atunci a chemat Domnul acela pe preot a poruncit să boteze copilul. Deci, după ce l-a botezat și după sfârșitul dumnezeieștii liturghii, a venit în îndată copilul la stăpânul său, ținându-și făclia aprinsă, și a zis lui Domnul său, mergi de cheamă pe cel ce te-a botezat. Iar copilul mergând a aflat pe preot în Sfântul Altar, îngrijind Sfintele Daruri. Și întorcându-se, a zis stăpânului, nu este acum stăpâne cel ce m-a botezat pe mine. Și a zis lui stăpânul, cum de a ieșit atât de repede. Și iarăși a zis copilului: Mergi de cheamă pe cel ce te-a botezat. Iarăși, iar copilul, iarăși mergând, a aflat pe preol acoperind Sfintele Darului. Și întorcându-se, a zis stăpânului său: Nu este acum stăpâne cel ce m-a botezat pe mine. Și a zis stăpânul, nu a putut ieși atât de repede. Și iarăși a zis copilului, mergi de cheamă pe cel ce te-a botezat. Iar copilul mergând a văzut pe preot și i-a spus stăpânului, nu este acolo cel ce m-a botezat. Deci s-a mirat Domnul și a zis către altă slugă, mergi de cheamă pe preot. Iar sluga mergând l-a aflat isprăvind de îngrijit Sfintele Darului și l-a chemat. Iar după ce a venit, a zis stăpânul către copilul cel botezat. Cum de -ai zis tu că nu este acolo cel ce te-a botezat? Cine dar este acesta? Nu-i cel care te-a botezat? Iar copilul a zis. Cu adevărat, stăpâne, nu m-a botezat pe mine acesta. Că cel ce m-a botezat a avea fața ca un fulger și strălucea ca soarele și acela a făcut dumnezeiasca slujbă. Iar când sluja acel înfricoșat preot, acest preot sta afară, înaintea bisericii, legat cu lanț de fier peste grumaji goi, de mâini și de picioare. Și îl țineau doi vineți buzați și groaznici, până ce acela, cu chipul luminos, a săvârșit dumnezeiasca liturghie. Și încă era el în biserică atunci când am venit eu la tine. Și tu m-ai trimis stăpâne să-l chem pe el, pe cel care m-a botezat. Și acestea, auzindu-le Domnul, s-a mirat și frică l-a cuprins pe el pentru cele ce se auzeau de la copil. Luând deci pe preot de mână, l-a dus în cămara sa, stăpânul. L-a pe preot de o parte, iată cumva, într-o intimitate și i-a zis, ce sunt acestea? cele pe care le spune copilul. Iar preotul văzând, căzând la picioarele Domnului aceluia, cu lacrimi a zis. De vreme ce Domnul Dumnezeul meu n-a tăinuit de stăpânul meu cele despre mine, îi voi spune adevărul. Eu, stăpân al meu, când eram la locul și patria mea, fiind ispitit, de vrăjmașul sufletelor noastre am căzut în păcat nu ni se spune despre ce păcat este vorba nu contează Știin, ști, și înștiințându-se episcopul meu iată pe semne că era preot deja mi-a dat mie canon să nu mă mai ating de cele preoțești însă eu sărac fiind și fără de popor neputând trăi, am venit aici și tu, stăpânul meu, milostivindu-te spre străinătatea și sărăcia mea, m-a mai primit în casa ta, iar eu, ticălosul, călcând conștiința mea și canonul cel dumnezeiesc, nepăzind și veșnicele și înfricoșătoarele munci, uitându-le, am slujit până astăzi, însă de vreme ce Dumnezeu a descoperit cele despre mine, nu mai sunt vrednic de acum nici să privesc la tine, stăpânul meu. Deci acestea, auzind Domnul acela, i-a zis lui omule, mai de foros îți era ție să-ți ceri pâinea ta decât pentru viața aceasta vremenică să îl calci porunca lui Dumnezeu. Îndrăznind, iată, cu nevrednicie la cele ce sunt de neatins și înfricoșătoare, că despre aceasta zice Dumnezeescul Apostol, că îngerii doresc să privească. Și se audă glasul Dumnezeie și Evangheliei și Sfintelii Tăi. Dar cum ai îndrăznit dar tu ai cum ai îndrăznit nevrednic fiind. Însă de vreme ce iubitor de oameni este Dumnezeu și știm că primește pe cel ce se pocăiește cu adevărat, mergi dar la o mănăstire și mulți să te căiești în cealaltă vreme a vieții tale ca să-ți fie milostiv ție, Domnul pentru necurăția pentru o necurăție ca aceasta a da? ta. Că nu este alt păcat mai rău afară de acela când preotul, nevrednic fiind, îndrăznește a sluji tainele lui Dumnezeu și acestea, zicând, l-a trimis la mănăstire. S-a intitulat acest cuvânt să nu judecăm pe nimeni. Am văzut că preotul aflat într o situație cruntă nu a fost judecat pentru cele pe care le-a săvârșit. N-a fost judecat decât de către stăpânul cel omenesc, cel pământesc, n-a fost judecat încă nici de Hristos, pentru că Hristos nu s-a lăsat nici batjocorit, dar nici taina n-a lăsat-o nedescoperită, ci a așteptat ca acel om să se îndrepte. Și iată, i-a dat o ocazie. Adică, tu îndrăznești să faci cele sfinte ale mele, însă atunci când ceilalți în fața cărora tu vrei să fii preot, vrei să arăți a fi preot și prin aceasta să-ți câștigi nemeritat pâinea, tu pentru pâine făcând aceasta te las într-o aceasta. Însă, într-o adevăr, de fapt, nu tu faci cele sfinte. Pentru că nu-mi lași bat jocorită nici biserica, nici sufletele oamenilor și iată, nici trupul și sângele meu și nici celelalte lucruri sfinte ale bisericii mele. Și astfel am văzut descoperite tainele acestea printr-un proaspăt, dar conștient copil de cele sfinte și proaspăt botezat, asta am să spun. L-a descoperit prin acest copil care, a împlinit, vedeți aici, mi-a plăcut foarte mult precizia în exprimare și în primirea mesajului. Ce spune stăpânul? Du-te și adu pe cel care te-a botezat. Cheamă pe cel care te-a botezat. În mintea sa stăpânul, atunci fiind conștient de faptul că preotul din casa sa, îl botezase pe respectivul copil, voia la el să vină preotul. Nu i-a spus, du și cheamă-l pe preot, ci pe cel ce te-a botezat. Aici a fost rânduiala rafinată și smerită a lui Dumnezeu de a lucra. Și prin stăpânul, cel temător și viitor de Dumnezeu, și prin curatul copil proaspăt botezat, lucrurile lui Dumnezeu s-au descoperit frumos. Și prin aceste două persoane, bogatul, copilul, iată, cu calități, cu frică de Dumnezeu, cu curăție, da? S-au învrednicit a fi uneltele de îndreptare a celui căzut dacă Dumnezeu ar fi, vrut, ar, fi, ar fi, dorit, ar fi vrut pedepsirea aceluia pentru sacrilegiu pe care îl săvârșea, atunci ar fi fost mort de mult și locuitor al iadului de mult. Însă a avut milă și răbdare cu el și iată i-a dat posibilitatea să se căiască. L-a vădit. Atunci este momentul important și de cotitură să vă spun de ce? Pentru că de multe ori, atunci când luăm o situație omenească, un om este vădit de o greșeală de mai mare său. Din păcate de cele mai multe ori vedem asta și la copii și la tineri și la maturi și la bătrâni ne-a neavând nici frică de Dumnezeu sau ne-a neavând o conștiință de creștin profundă, ce încearcă omul să se disculpe și să nu-și recunoască sau să arunce vina pe oricine altceva sau pe orice altceva, dar nu pe sine. Acel moment este decisiv pentru cele ce urmează. Preotul în cauză n-a zis, nu știu ce a vrut copilul să spună, halucinații, mă rog, putea să spună câte în lună și în stele. Să mintă, și să se tăinuiască în continuare pe sine, pentru că iată avea un trai cald la curtea acestui stăpân al său. Însă, conștient că se poate să-și piardă preoția, cea văzută, cea asigurătoare de trai, totuși a mai avut o fărâmă de frică de Dumnezeu. A mai avut o fărâmă de credință. Cele care l-au ținut, iată, în viață și ne-au sândit până atunci. Pentru acea puțină credință și frică de Dumnezeu și dragoste până la urmă de sluji lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a milostivit către el și a dat această oportunitate de a se, a se căi. De a-i părea rău, de a-și recunoaște. Vedem că, de fapt, Dumnezeu e atât de, 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 de gentil încât îți lasă ție, deși cumva a vădit, l-a lăsat pe El să recunoască greșeala. L-a lăsat pe El să-și ceară iertare. I-a lăsat acestuia timp de îndreptare. Asta se întâmplă cu noi, cu toții. Astăzi, este unul greșit și l-am văzut că a greșit și noi îi luăm locul lui Hristos și îl judecăm. E foarte grav. Dacă ar fi făcut stăpânul acestui preot acest lucru, să-l fi osândit, să-l fi alungat, gândesc că judecata era mare și peste stăpân. Dar cum stăpânul s-a arătat adevărat stăpân, adică iubitor de ai săi, dorind mântuirea acestuia, i-a dat un sfat bun. Du-te, petrece restul vieții într-o căință, în smerenie, într-o mănăstire. salvează sufletul. Nu l-a osândit, nu l-a certat pentru tot timpul de până atunci, timp în care l-a înșelat. Continuăm după o scurtă pauză, această de folos povestioară, cu multe alte lucruri de decantat. Scurtă pauză publicitate. Am revenit, iubiți credincioși, la povestioara din cuvinte de folos, cuvinte duhovnicești din Dale Sfinților Părinți, în care am văzut prezentat acel preot nevrednic, a cărui nevrednicie, iată, n-a rămas ascunsă, care până la urmă nu a fost judecat de către mai marii săi pământești omenești, ci aceștia cu înțelepciune, cu credință și cu luarea minte la sfatul de a nu judeca pentru a nu fi judecat, l-au povățuit să meargă să-și vadă de căință. Cu siguranță se întâmplă astfel de lucruri și în viața de, de zi cu zi. În ultimul timp, într-adevăr, situații de preoți cu ceva probleme, părâți sau nepărâți, pe drept sau pe nedrept, ajung în situația aceasta să fie alungați din pastorație de către episcop dar care, iată, pentru sărăcie, pentru a-și întreține viața, pentru bucuria de a fi cu poporul, iată, asemenea acestuia, continuă să practice preoția, chiar cu nevrednicie, și culmea este că lucrurile acestea se, se cunosc. Iată, această istorioară are un alt lucru pe care ar trebui să-l decantăm ca învățătură. Astfel de situații aflând, să căutăm să ne ținem departe. Fără a-i judeca, ci doar rugându-ne ca Dumnezeu să-i lumineze, să-i înțelepțească și cum n-au murit încă, însemnează că Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu mai are ceva bun de salvat din trânșii și le mai dă timp de căință. Nu-i osândiți, nu-i ponegriți, nu-i vorbiți de rău. Cum Dumnezeu răbdător este cu ei, aveți și dumneavoastră răbdare cu ei. Ce-i poate, în schimb, ajuta foarte tare, cum informația o aveți și o știți despre dumnealor, căutați prin a merge la un preot, să spunem, valid, a cărei preoție este validă, care se află în ascultarea unui sinod valid, nemai mergând la acel preot, poate el de calitate ca slujitor, bine format și bine practicându-și preoția până la momentul în care a fost scos în afara în afară preoții, îi faceți un mare serviciu nemai ducându-vă la Dumnezeu. Cu milă, merge și vă căutați duhovnic, vrednic, rugați-vă în continuare pentru el, și dacă nu va mai fi nimeni să se ducă la el, văzând că preoția nu-l mai hrănește, va merge singur să se crească și să își îndrepte viața. Dar dacă a lui fală să preoție îl continuă să-l hrănească, atunci nu îi faceți un deserviciu pentru că nu își va vedea situația cum trebuie și nu va folosi timpul rămas pentru a se căi. Și, din păcate, ne trezindu la realitatea sa, putem astfel să punem umărul la o a lui. Este foarte important. Dacă îl iubiți, dacă mai iubiți ceva la, acela, ajutați-l să-și găsească timpul căinței. Nu judecați și din iubire faceți ce trebuie pentru el. Trimiteți-l să se căiască. Este foarte important acest aspect. Un alt cuvânt despre un episcop clevetit către Papa de la Roma. O altă situație eclesiastică. cuvânt către un episcop clevetit, cuvânt despre un episcop clevetit către Papa de la Roma. Ne spunea nou Ava Teodor Romanul, zicând că la 30 de stadii de cetatea Romei este o cetate mică ce se numește Romul. În această cetate mică a fost un episcop foarte înalt în bunătății. Însă odată a mers oarecine din cetatea Romul la fericitul agapit papă al Romei și a părât pe episcopul lor zicând că din vase sfințite mănâncă. Iar papa, auzind, s-a mirat și a trimis pe doi clerici de a -o adus pe episcop legat și l-au pus în temniță. Și a așezat episcop, a așezut episcopul trei zile în temniță. Sâmbătă, vineri și joi. Și sosind Sfânta Duminică, când se odihnea papa și se lumina zi de zi spre Duminică, a văzut în somn pe un oarecine care i-a zis lui. Într-o această duminică să nu slujești tu nici altul din clerici, nici episcopii cei din cetate, ci episcopul pe care îl ai în temniță închis, aceluia să-i zici să meargă să slujească. Deșteptându-se papa, nu se dumira de visul avut și zise într-o sine. Eu am o anume învinuire despre dânsul. Apoi, unul ca acesta să slujească. Și a avut iarăși al doilea glas către dânsul zicându-i în somn. Ți-am spus, episcopul cel din temniță acela să slujească. Tot așa. Și a treia oară i s arătat lui. Însă, tot nedumerindu-se papa de acest, aceasta și deșteptându-se, a trimis la temniță și chemându -l pe acel episcop, l-a întrebat. Episcope, ce fel este necazul tău? Iar episcopul nu-i răspundea nimic. Fără numai păcătos sunt. Apoi, după ce alta nimic n-a spus episcopul, atunci i-a zis papa: Astăzi tu vei sluji. Și iată, când el stătea înaintea Sfântului Altar după porunca Papei, stând aproape de dânsul și diaconi împrejur și începând episcopul sfânt al liturghie, când a slujit, a venit vremea rugăciunii sfintei prefaceri, înainte de sfârșitul ei, a început și a doua oară tot rugăciunea aceea. Încă și a treia oară și a patra oară aceeași rugăciune. Și toți se minunau pentru acea zăbavă. Atunci a zis papa, ce este aceasta? Că de patru ori aceeași rugăciune zici și nu sfârșești? Și a răspuns episcopul. Iartă-mă, Sfințite Părinte, pentru că n-am văzut, după obicei, venirea Sfântului Duh pentru aceasta. Nu sfârșesc rugăciunile. Ci prea sfinte stăpâne, pe diaconul ce stă aproape și ține ripida, depărtează-l din Sfântul altar, că eu nu îndrăznesc să-i zic lui. Deci a poruncit fericitul Agapit, că nu eu, a, a poruncit fericitul agapit, de s-a depărtat acel diacon. Și au văzut episcopul și papa, venind Sfântul Duh, acoperind pe papă, pe episcop, pe toți diaconii care stăteau înainte și Sfânta masă vremen de lungă. Atunci a văzut Agapit că mare, este, mare, om este episcopul și că numai clevetire a fost și l-a slobozit pe el cu pace în episcopia sa. Și el, Agapit, papă al Romei, s-a hotărât să nu mai o așa, dintr-o dată, de grabă, și cu multă luare minte cu răbdare și așteptare. sper că este de înțeles de ce este vorba de papă al Romei în această istorioară, pentru că vorbim de situația de până la secolul XI, când creștinătatea avea aceeași rânduială, aceeași mărturisire, aceleași liturghii. După secolul XI vorbim de cu totul altceva. Însă, Situația descrisă este una veche, iată, mai bine de 1200 de ani vechime. Este clar că vorbim de perioada când și ei și noi slujeam aceeași liturghie, aveam aceeași rânduială și iată, uh, am făcut această precizare pentru ca nu cumva cineva, auzind aceste cuvinte, să se smintească în vreun fel. Însă, ce învățăm din această povestioară? Că e bine să nu plecăm urechea bârfelor. Aș spune așa, foarte scurt. Pentru că se poate ca informația primită despre cineva care nu-i de față să fie reală sau să nu fie reală. Să fie rău intenționată, să fie rău întemeiată. Bună oară, în timp ce citeam acolo că a venit acela la papa și l-a pârât pe episcop cum că mânca din vase sfințite, Poate că omul acela, într-o neștiință, a vorbit, văzându-l, poate, pe episcop că consuma cele sfinte din vasele cele sfințite. Și astăzi mai sunt credincioși care, neștiind cele ce se întâmplă după buna lor rânduială, dincolo de altar, văzând, poate, la finalul liturgiei cumva, Printr-o deschidere de ușă, că preotul, după liturgie, după încheierea întregii Sfinte liturghii și a tot ce înseamnă uh, predică și miruit, se duce în altar și consumă, îngrijește, potrivește, spunem noi, Sfintele Darului. Din potir, consumă cu sfială, cu doare aminte cu frică de Dumnezeu, cu bună cuvință, toată Sfânta Împărtășanie. Se hrănește, dar nu doar trupește. Și consumând și văzând poate un neinstruit acest moment, să ți se pară, iată, nefiresc, cum să consumi din Sfintele Vase. Păi, ce faci cu împărtășenia care rămâne? Nu trebuie consumată. Ele, Darurile cele sfințite și de viață făcătoare nu pot fi consumate decât de un om sfințit și prin această sfințire acordată lui, învrednicit de acest lucru. Ei, în acest, în această, în acest tablou, un om neinstruit poate să vadă această scenă ca fiind una nefirească și, așa, se să, să meargă și să urăscă, iată, cu. Nu neapărat un gând rău, dar oricum josnic, te duci să părăști. Este josnic. Este nedem pentru un om. Dar, poate că n-a avut atât de mult gând rău, poate că s-a gândit să meargă să-i spună episcopului superior, episcopului său, adică Papei, acest lucru și cumva să-l îndrepte și să-l pe, pe episcopul din Romul. Mă rog, nu contează motivul pentru care până la urmă acesta s-a dus și a părât. Ce este important este că nu știm adevărul despre persoana părâtă. Și neștiind adevărul cel Dumnezeu despre persoana părâtă, orice am căutat să acționăm, dacă acționăm sub strict impulsul acelei vârfe, acelei pâre, ne căutând să cercetăm lucrurile, să avem răbdare, ca uleiul să iasă, ca adevărul să iasă deasupra minciunii, ca uleiul deasupra apei, iată, e nevoie de ceva timp pentru aceasta, să judecăm și să acționăm în eroare. Așa cum s-a întâmplat, iată, cu uh, Papa Romei de atunci, însă, Romul, uh, în momentul în care a fost în eroare. Dumnezeu nu a lăsat lucrurile astfel, ci a căutat să le îndrepte. Și nu pentru a depărta supliciul nedreptățitului, pentru că acel nedreptățit episcop pus în închisoare, prin acest lucru își sporea cununa, pentru că răbdă cu zmerenie. Îl vedeam atunci când l-a chemat, chemat papa și l-a întrebat, cei cu suferința lui, el și-o asumase ca un păcătos vrednic de o sândă. Păcătos sunt, nimic altceva nu spunea. Deși nu era, s-a văzut că nu era prin faptul că la rugăciunea și trăirea lui adâncă era vizibilă, iată, pentru el, el avea această deja familiaritate. Ca la momentul prefacerii darului când Duhul Sfânt se și transformă pâinea și vinul în trupul și sângele lui Hristos, el să vadă acea pogorâre a Duhului Sfânt și să se bucure de acea pogorâre. Și nu vedea pentru el faptul că nu, nu, se pogora, era cauzat această nepogorâre, era cauzată de vreo nevrednicie. Și a simțit nevrednicia, a știut nevrednicia, a aflat, i s-a descoperit nevrednicia diaconului, unuia dintre diaconi. Motiv pentru care Duhul Sfânt, iată, nu se pogora. Și atunci ce a făcut? N-a îndreznit să A zis, hai să mai spun o dată rugăciune. Hai să mai spun încă o dată rugăciune. Hai să-l rog pe Duhul Sfânt să treacă peste nevrednicia acestea și să se pogoare. El a insistat la Dumnezeu, nedorind, iată, având cunoștință despre nevrednicia acelea, să-l vădească. Așa. Ei, dar lucrurile n-au putut continua pentru că a venit, iată, Papa l-a întrebat și a spus: Vedeți, câtă gentilețe, cât rafinament au sfinții, câtă blândețe, câtă smerenie. Nu l-a depărtat și a zis, tu ești de vină, du-te de la fața mea, mergi afară din altar. Nu. N-a fost astfel, deși poate că era îndreptățit să fie astfel. Dar, peste toate acestea, era smerit să vedea pe sine păcătos. Nu putea să judece și să dea verdicte. Nu-i venea în fire. Ce învățăm totuși din acest cuvânt? Și să nu judecăm și să o sândim și să nu pârâm, însă aș dori să focusăm puțin la persoana acestui diacon, pentru acelui a cărui nevrednicie, iată, Duhul Sfânt nu se pogora. Și ne cutremurăm. Pentru că ne ducem cu îndrăzneală la liturghie duminica. Și bine facem. Dar oare pe unde ne situăm? Vis-a-vis -vis de această situație, reușim să avem o stare cât de cât care să nu încurce lucrarea Duhului Sfânt? Sau nu? Nu știm. Și atunci, ce ne rămâne de făcut? Să căutăm să ne facem cât putem noi, în mica noastră rugăciune cu noi, în mica noastră lucrare cu noi în cine, să ne învrednicim de statura firească, de creștin participant la rugăciunea de comuniune din cadrul Sfintei Liturghii. Pentru că, atenție, Sfânta liturgie este săvârșită la modul văzut de clerici, dar aceștia nu pot să facă nimic fără măcar un creștin în biserică. Și atunci, împreună rugăciune pentru invocare, coborâre și prefacerea de către Sfântul Duh a darurilor de pâine și vin în trupul și sângele lui Hristos, iată, este o împreună lucrare și atunci cei care lucrează se presupune că ar trebui să avem iată cu toții o stare de de vrednicie, de minimă vrednicie îndreznesc cât mici și mea, mea să spun Deci am spus așa pentru faptul că nu știu cât de vrednici am reușit vreodată să ajungem cu toată acea vrednicie nu știu cât am fi de aproape de adevărata stare pe care trebuie să o avem. Cea pe care o vedem prezentată în cuvintele de mai sus ca fiind starea episcopului părât. Ce stare avea de rugăciune și de familiaritate cu Sfântul Duh, de adâncă smerenie și nejudecată. Se judeca pe sine, se vedea pe sine cel mai păcătos, se știa părât pe nedrept, dar n-a avut nicio ranchiună nici o răutate pe cel care părâse. Cu siguranță se ruga pentru iertarea păcatelor lui, pentru luminarea minții lui, pentru sănătatea lui, pentru buna lui viețuire spre mântuire. Cam asta ar trebui cu toții să facem. Să nu judecăm ca să nu fim judecați. Să fugim de nevrednicii atât ale noastre cât și ale celor din jur. Pe ale noastre... Să ne bucurăm că mai avem timp de căință, pentru că, iată, ne mai trezim. Și câtă vreme încă mai avem capul pe umeri, încă mai suntem în viață, cum spunea părintele la sine, Papa nici nicio nenorocire nu înseamnă ceva. Oricât de adânc ar fi și de grea ar fi, ar fi situația în care ne, ne aflăm, putem să ne mai salvăm, putem să mai facem ceva. Cum? Prin adânca smerenie a episcopului din a doua istorioară. Adânca smerenie care te arată pe tine a fi om cu frică de Dumnezeu. Om smerit înaintea lui Dumnezeu. Ce mai avem de învățat din aceste două istorioare? Că în momentul în care ești părât pe nedrept, ești vădit, să ai bucuria că poți lucra și să fructifici fiecare timp de pocăință așa cum se cuvine. Sau în momentul în care ești părât pe nedrept, cel care te părăște să fie subiectul rugăciunilor tale, să fie nu de tine osândit sau depărtat din inimă, acela care s-a comportat cu vrăjmășie față de tine, după porunca Mântuitorului Hristos trebuie iubit. Așadar, să iubim pe toți, să ne rugăm pentru toți, să nu judecăm, să folosim timpul spre căință și astfel să ne salvăm pe noi înșine și unii pe alții, ca toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Amin. Să ne fie de folos, Doamne, ajută.